Barcă trașcă, hai și tu gogoașă. Hai, bă, ia uite-o, cârpă-n fund, dă coace, barca aceea. Hai, că e problema la toți, nu-i da problema mea. Da, da, să luați multă, da? Iau, 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 de-aia, bă, care poate să omoare chiar și un elefant. Domn sergent, eu zic să luați o travă de-aia de balene. Clar, că șoarecii ăștia s-a făcut așa de grași, că nici nu mai fuge de noi, pe cuvântul meu. Ne sfidează. Asta e, ne sfidează. Lasă că rezolvă, domn sergent. E mă roșiți, dracu, de șoareci, auzi. Să trăiți, domn comandant! Am venit să vă raportez că a crescut alarmant numărul tâmpenilor făcute de voi, mă. Știu. Ia uite. Ia uite aici câte reclamații. Șeful, eu mă refeream la... Aia pe numele tău? Stai că le caut imediat. Știți, eu tot mai plecam, șeful. Să trăiți! Aș trăi, trașcă, aș trăi. Dar mă omorâți voi cu zile, mă. Criminalilor! Ne scuzați, șeful, dar n-avem ce să facem. Ne atacă șobolanii, suntem sub asediu. Hai, lasă-mă! Da, aici acum de nu sunt, mă. Păi asta nu știu să vă răspund, șeful. Poate că îi atrage dormitorul nostru. Păi, fiți, mă, și voi atenți când mâncați să nu vă mai cadă din gură. Și puneți mâna și faceți curățenie. Am înțeles, să trăiți. Dacă îmi permite, șeful, aș avea o mare rugăminte. Aș putea să iau de la dumneavoastră din bibliotecă tratatul de combatere a șobolanilor? Ia-l și ieși mai repede. Mulțumesc! Vă rog să mă scuzați, dar nu l-am găsit. Să trăiți, nu face nimic! Ați auzit? Cred că l-am mușcat pe trașcă. Bă, dar de ce nu mai vine sergentul ăla odată cu o travă? Să nu-l fi mâncat deja. Ce mă te-a mușcat? Tu m-a mușcat pe dracu să te ia. Aoleo! Nu vezi că am călcat într-o capcare de șoareci? Cine le-a schimbat, mă, poziția? Cine le-a schimbat? Eu, bă! Păi s-o obișnuiseră cu vechile poziții și nu o coleau, na! Aoleu! Suflă, cocoașă, suflă! V-am adus o cafea să trăiți! Chiar că aveam nevoie! Asta să iau și coșul cafea! Lasă-l aici, că e gol! Zi-mă, dracu, dacă nu termin eu toți șobolanii de unitate, dracu. Bă, dar și barmanul ăsta tâmpit, mă, dar nu i-am zis, mă, nu i-am zis. I-am zis, pune, bă, și niște pahare dacă ai pus de asta, cum le dau eu acolo la șobolani? Măcar putea să pună scară, urca șoricei până la bidon. Servea de înăuntru, se dădea jos, se ducea, muream colțul lui, da, așa? Dar cu ce mă fac eu? Ce? Am o idee. Ce-ar fi să iau eu în gură și mă duc și stropesc pe la colțul? Ei vine, bea de acolo, să neacă și moare, mă, asta e. Asta e. Mă, parcă nu-i așa rea. Ah!
trăi, șeful, dacă îmi permiteți. Să știți că eu nu mai rezist. Eu am coșmare din cauza șobolanilor. Și? Voi vrea să dorm cu mine? Sau care-i treaba? N-am înțeles. Nu, șef, dar m-am gândit că poate-mi dați supervizie până se termină treaba. Și când începe războiul, așa, vrei o permisie până se termină, a? Ieși afară, mă! Ăștia mă târneam psihic. Doamne, bă! Mamă, ce spaibă de mașină ți-ai tras, mă! Unde a făcut-o bani, mă, prinitutile, chiar să ții fiara asta, mă? Nu e a mea, domn sergent, e a lui șeful. Dar văd că nu prea vă simțiți bine, domn sergent. Ați băut! Mult! Mult am băut, bă, bă. O travă, mă! Că i-am ținut țâmpitul ăla de barma și, mă, o travă, mă, nu vodcă. Și el mi-a zis că mai o travă ca vodca lui nu-i niciuna, mă. Uite, mi-a terminat-o șobolanică să dea și ție să bei, mă. Nu, nu, da, nu, știu, da, știu ce facem. Mergem înapoi la bar, ne suim în mașină și... Mergem până acolo, o umplem de nou, mă, și stau și zic, hai, conduc eu. Hai, nu, 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 domn sergent, nu pe acolo, pe aici, aici e locul șoferului. A, da, da, mă, dacă tu știi mai bine că e a ta. Hai, urcați-vă aici, domn sergent, încet. Bă, dacă stau așa, nu-mi taie terenul picioare. Nu, 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 domn sergent, pe pedale aici trebuie să apăsați. A, da, 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 ia uite, ia. Așa, domn sergent. Ia, stai, stai. Ia uite, bă, cu volan și dramat, dramat! Ține ușa, că pierde trenul! Ștergeți volanul puțin, că e plin de praf, sta să mă urc și eu în față! Să trăiți, domn comandant! De ce mai vreme? Bă, știu, ai venit să spui că ai șobolani. Nu, șeful, am venit să vă raportez că mi s-a blocat arma, să trăiți. Dar de ce s-a blocat, Chiorete? Din cauza șobolanilor, șeful. Ai, mă, hai, lasă-mă. S-a intrat vreunul pe țeavă? Nu, șeful, am dat cu patru puști după el și mi s-a blocat. Ah, nu mai rezist. Zic că-mi puchesc aerii. Șeful, stați un pic. Dacă vreți, vă dau eu niște pastile super șmechere de cap. Le iau și eu, să știți, n-am nicio treabă. Dă-le încoace. Și dacă vreți să ți se deblocheze arma, mai lovește un șoarece cu ea, mă. Am înțeles. Ce tot ai, fată? Fac pe mine! Uf. Păi du-te, fă-i fată la baie și fă dacă faci pe tine! Nu mă duc acolo singură, nici moartă! Ce vrei să mă omoare cu zganii ăia? Atunci fă pe tine! Și-a dat drum! Din cauza ta, idiotule! Mă, ce aibă astea? Dau somnoleță. Doarme! Mă scuzați, șeful, dar altfel îmi pleznește vezica. Așa.
Mi-a atras de la Remi. Mă doare. Ah, cred că s-a mișcat. Adio, dragă Nelo, eu plec, se lasă seara. Și umbra înserării, să te sparg vandame, că mi-ai lăsat urma jumate. Te uite, ăștia, Polanu! E cât vițelul! Tu, sergent, nu trageți! Sunt eu, iepuraș! Vorbește! Asta e și are mutanți, mă! Găsiu, vară! Vă mutați, mutați, dar cred că e și blindați, auzi? Să trăiți, domn Com... Pontro? Șu? Mama! Unde e? A venit cu otra. E mort. Unu, dar mai sunt câteva sute. Ați adus o travă, domn sergent? E mort, pupăză! E mort, bă, băieți, bă! Comandantul e mort! L-am pușcat în cap! E mort? Mort! Băi, ne-am nenorocit! Fiorete, sună la comandament, repede! E groasă! E super groasă! Cui, mă? Cum mă la tâmpenițe capul? Până când vine procuratura, nu mai intră, nu mai iese nimeni din unitate, clar? Dar de ce să vină procuratura? Ca să vedem cine l-a omorât pe domnul colonel, deșteaptă-o! L-a omorât? Nu mai intră nimeni în biroul domnului comandant ca să nu alterăm urmele! Care dintre voi a făcut om, mă? Dintre voi, poate! Ba, poate dintre voi! Voi ce-ți avea? E clar! Criminalul este dintre noi! Dacă lovește din nou! Exact ca romanele alea lui Agatha Christie, mă! Aoleu, trebuie să-l prinde repede până nu ne lichidează unul câte unul! Corect! Cine a fost în biroul domnului comandat de curând? Cine a ieșit din camera asta? Toți am ieșit! Eu, de exemplu, am fost la toaletă! Minți! Minți! Tu nu te-ai dus singur la toaletă pentru că ți-e frică! Hai, spune! Alibiu! Alibiu! Alibiu meu doarme! Mai avea puțin și mă împușca! N-ați auzit focul de armă? Corect! Focul de armă! Ce vă pupăză? Ce treabă ai cu... Tu ai venit cu arma descărcată, criminalule! Pune-ți mâna pe el! Și-o? I-am spus! Măi, copii, măi! V-am fost ca un tată! Băi, eu nu pot să omor nicio muscă, voi nu știți! Minte, domnul caporal, minte! Săptămâna trecută, cine l-a lichidat pe killer? Cine? Taci! Bunicul, toată lumea de față!
Ajutați-mă! Ajutați-mă! Ea e criminala! A ieșit de două ori în 15 minute din cameră! Fiziologic nu putea să facă atâta pipi! Corect, domn caporal! Păi, dacă ați găsit criminalul, dați-mi drumul mie! Taci, că-i suspect! Strașcă? Asta-i culmea. Acum ce mai e, domn caporal? Urletul ăla al tău... Păi ce-i cu el? Am urlat pentru că am prins în capcana aia de șoareci. Și de unde știm noi că nu ți-ai pus-o tot singur? Arată-ne urma de la capcană, hai! Păi nu pot să fără, domnul caporal, că n-am, aveam bocan cu picior. Mersi! La scuze suntem primii, ce să spun! Taci! Pupă-să, ăsta-i criminalul, clar! Eu ți-l spun! Și urletul ăla care s-a auzit era de la lupta dintre el și comandant. Că s-o fi apărat săracul, că nu-i convenea să-l împuște pramatia. Minte, dacă mă pognea, nu-mi rămânea urme. Unde vedeți urme? Păi cum să rămână trașcă urmă? Păi n-aveai bocanci? Aoleu, ați nebunit cu toți, am țipat din cauza capcanei! Bă, reconstituirea e mama anchetei. Am văzut eu pe Criminal Planet. Corect. Aoleu, ce vreți să faceți, domn caporal? Trașcă, bagă-mă-n aici. Bagă-mă-n acolo! Bagă! Neconcludent. Cealaltă mână. Aoleu! Aha! Vezi că nu sună la fel? Atunci avea altă rezonanță. Aoleu! Pentru că atunci eram pe hol. Și dacă erai în biroul comandantului și urlai în pâlnie, a? Ce motiv aveam să urlu, domnul caporal? Te-ai luptat cu victima! Băi, când împuși pe cineva, nu te mai bați cu el! Aici e corect. Ai urlat ca să acoperi zgomotul împușcăturii, criminalule! Ați nebunit de tot, domnul caporal! Chiar, bă, pupăză, tu ai nebunit? Gora, gora! Că trebuie să mă gândesc dacă sunt și alți suspecți. Gogoașă, hai să examinăm locul faptei. Da. Să nu vă mișcați de aici? Armele sunt spre voi și vă împușcă. Să nu facem zgomot. Dar ce crezi, mă, că se trezește mortul? Nu, dar să nu ne audă șobolanii, că ăștia ne atacă. Gogoașă, praf de amprente. Păi pe bocancii mei? Păi ce, pe bocancii mei sunt amprente? Sau mă rog, sunt, dar sunt doar ale mele. Ah, idiotule. Bă, ce miroase așa, mă? Ce miroase? A pipi, bă. A pipi? Dar la mine nu. Din interior vine mirosul. Aha. Aha, ce? E, acum cred că s-a lămurit cazul, da? S-a lămurit pe naivea. N-aveam cum să-l omorâm toți. De ce, trașcă? Pentru că n-am ieșit decât câte unul din încăperea asta. Corect. Ce-i cu asta, Fiorete? L-ați omorât pe rând. Bolnavule! N-avea decât o singură gaură în cap. Păi da, castrați toți în același loc. Și mirosul... Știu!
V-ați ușurat pe el, ca americanii, pe prizonierii irachieni, ca să-l dezonorați! Bestilor ce sunteți! Dacă află sergentul! Chiar așa, bă, pupăză! Dar pe el de ce nu-l legi, mă? Ia stai așa! Bă, Chiurete, știi că tu nu ești prost? Sergentul a zis că se duce după o travă, dar n-a adus niciun pic. Ups! L-a omorât și s-a ascuns în unitate. Mm-hmm. Și după aia s-a îmbătat ca să nu-l anchetăm. Luz remușcări? Aia e, bă! S-a rezolvat cazul. Eu zic să luăm cu binișorul să nu devină agresiv. Lupul încolțit devine periculos? Domn sergent! Pamela Anderson! Șuncă! Unde-i șunca? Hovașa, vei pachetul de la mătă! Nu, domn sergent, vă spunem imediat, numai dați-ne mai întâi cheile de la cătușe! Ia mă luați-ți! Dar ce-ați pățit, anabat? Domn sergent, i-am legat eu ca să nu facă zgomot să vă trezească, că dormeați așa frumos, ca un prunc. Bravo, pupăză, bravo! Criminalule! Oh! Ce l-ai ucis, bestie, pe comandant? Cine mă, eu? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Sergent Mărlanu Ferdinand, părăsește clădirea cu mâinile la ceafă! Ați văzut, domn sergent, ce face băutura din om? V-a transformat într-o feară! Adio! Noroc, șef. Iertați-mă, dragi colegi, asta a fost. Cocoașă, prietene, am o ultimă rugăminte la tine. Dacă cumva primești, prietene, uite-te în ochii mei. Dacă cumva primești cât timp sunt eu plecat pachet de la mătă, să nu te pună dracu să-l desfaci și să-mi trimiți mie gata amestecat, că te crăp. Sergent, ai 30 de secunde. În al doilea rând, ce să vă spun, dacă cumva aveți ocazia, trimiteți și mie o poză cu Emma. Poți nebuni, șeful, vreți să o fac acolo, poștă, toți de ținuții? Taci, că ți-e... 10, 9, 8, dacă nu ieși, tragem! 7, 6, 5, 4... Avea mortul! Ce mort, mă, idioților? Sergent, ieși sau tragem! Șeful, n-ați murit! Mă duc să le spun la polițai să-i anunț și păi că n-ați murit și până mă viu înapoi! Atât bine-mi pare! Ce bine că nu v-am pușcat mortal, domnul comandant! Auziți? Ar trebui să vă schimbați, că ăștia s-au ușurat pe dumneavoastră! Pățimă! M-au ciuruit. Nu credeam că nu are atât de tare. Șeful! Permiteți să anchetez eu crima aceasta! Asta!
vezi că am călcat într-o capcare de șoareci? Oh! Cine le-a schimbat, mă, poziția? Cine le-a schimbat? Eu, bă, le-am schimbat poziția. Păi s-o obișnuiseră cu vechile locuri și sunt puțin tâmpit. Și locul eu. Eu. Cam greu. Vechile, bă, da. Șuncă! Unde-i șunca? Vă zicem, dar mai întâi dați-ne cheile de la cătușe. Ca să mănânci șunca. Bă, voi v-ați zilit? Recunoaște, nu ți-a agravat situația! A, pupă, să mă trai ochiul băului. Nu credeam că nu are atât de tare. Șeful, permiteți să închetez eu crima aceasta! Asta! Bă, tu mă faci pe mine, frate, cu gogoașe? Adică eu-s prost sau cum? Mă scuzați, domn sergent, ăsta-i vitreg. Ah. Dar chiar așa, domn sergent, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Eva! A murit. Nu mă iubește. Mare tragedie, într-adevăr. Și mi-a mărturisit! Și dumneavoastră plângeți de fericire! Nu mai de tristețe plâng, că nu o lasă părinții ei să se căsătorească cu mine! Hai, suntem... Suntem Carlos meu și Julieta! Epă, dreacu! Să mor eu, așa că am hotărât, mă! Ne sinucidem ca să-i convingem pe măsa și pe tasul să ne lase să ne căsătorim. Nu că-i romantic! Dar de ce spas mă joc de el? Ce are fata? E 1 aprilie, e o glumă! Și dacă se sinucide? Hai, se sinucide pe dracu. Nu fi atât de prost încât să nu se prindă. Mă, tu ai uitat despre cine vorbim. Sergentul, vă aliniați! Treți! Să trăiți, domn sergent! Asta hotărăsc eu, da? Măcar atât să hotărăsc eu. Dacă să trăiesc sau nu, clar, dar eu vreau să mor, mor în clipa care vreau să mor, mă. Gogoașe,
Mergi imediat până la infirmerie și adu-mi un pumn de pastile, mă, că nu găsesc în unitatea asta o sfoară în care să fie stare să mă spânzure și pe mine, mă, ca pe un om. Să trăiască, domnul doctor! Ce boală ai, mă, gogoașe? Eu? Nu, n-am nicio boală, ferească sfântă. Am venit pentru domn sergent, că vrea să-i sinucida și... Mă întreb, dar aveți cumva niște somnifere? E, am, dar sunt cam expirate. Expirate? A, păi și mai bine, dați-mi un pumn! Mi-am cerut un pumn cu somnifere, domn doctor! A, scuze, scuze, scuze! Așa e bine? Dacă nu, îți mai dau unul! Nu! Nu! Dați-mi numai medicamente, dacă... Că mă așteaptă sinucigașul! Du-te și transmite-i deces ușor! Da, să trăiți! Domn sergent, dar dacă muriți, pot să vă păstrez viu în lista de la cantină? Că așa poate mai pup și o porție, supliment. Nu, măgoașe, că vreau să ajung în rai. Și dacă mor tu de obezitate, numai în rai n-ajung eu. Nu ajung din cauza ta, mă, că o să mă bage iar de rai complice la omor. La omor deosebit de gras. Marci de aceea, de care în picioare. Domn sergent, ați murit? Nu, Chiorete, că nu mă lași tu. Ce mai vrei? Mă gândeam... ce număr portați la bocanci? Vino cu asta, zic la ureche, să n-audă ăștia. Ce gândeai, mă, să-mi iei bocanci, aia te gândeai? Să mi-ai tu mie bocanci și să mă duc eu pe lumea la altă, desculți, ai? Nu, domn sergent, dar dacă ajungeți în rai, mă gândesc că în casa domnului nu puteți să intrați încălțat, nu? Lasă, Chiurete, că dacă ajung la domnul la ușă, mă descalciu, n-ai tu grijă. Dar dacă, doamne ferește, ajung în iad, ce mă fac? Că pe acolo-i zboală pe jos, pe ce umblu picioare goale pe zboală? Marș, daci, că te permeți. Ia uite, treșcă! Ia vină, mătăruță, goace! Ordonați! Ia uite, ia ții cu cureaua asta, asta e centura mea. Da, domn sergent, m-am gândit că acolo în groapă nu o să vă cadă pantalonii, nu? Da, o faci! Băga centura că te crăm! Doamne, ce fac ăștia, doamne? Auziți-mă? Doamne! Apropo, cine n-ai balcară, mă, până la groapă, care 10 tone? Da, cine-l ridică să-l pună în coșciug? Că motostivuitorul nu intra aici, nu? Aoleu, ce ne face? Auziți? Haideți să-l rugăm să moară afară și dacă poate chiar în coșciug. Cocoașe, du-te și iei măsurile, hai! Doamnei! Doamnei! Ce mă fac eu, doamnei? Ce faci, Cocoașe? Vă măsori, șeful! Mă măsori ce... Ce mă măsor, mă, vrei să-mi iei hainele după mine să mă îngropați ca pe sărătoși, mă, nenorociți, mă? Cârpe fun ce sunteți, mă, veruși, ce vreți, mă, să mă îngropați în trening, mă? Nu, domn sergent, vrea să vă măsoare pentru coșciug, ce e așa? Păi pentru coșciug, dar dacă vă pune dracu și-mi luați un coșciug de la din placaj pe ieftin și dau din coate și-mi intră pământul în gură, vă crăm, mă? A murit? Nu! Păi am auzit super veselie și am crezut că... E o zi dragă, super veselie și tu îți făceai probleme că se sinucide Mărlanu. Hai, mă! Mă, eu zic să-i spui că la cât de tântălău e, ăsta sigur nu se prinde că-i pe căleală de 1 aprilie. Sinceră să fiu, nici nu cred că știe să citească calendarul. Nu, o să-i zic, ca să râdem de el, da? Auziți, domn sergent, am vorbit cu băieții și am avea și noi o rugăminte. Nu vă dau, mă, nimic, nu vă dau nimic. Nu, vrem să vă rugăm să vă așezați în coșiug acum cât sunteți în viață,
Că dacă muriți, n-are cine să vă ridice, să vă pună în el. Zlau, de ce, mă? Pentru că motostivuitorul nu intră în dormitor. Bă, tu mă faci pe mine obez? Nu să trăiesc, dar când corpul decedează, se îngreunează, domn sergent, cu vreo 200-300 de chile. Mi-a zis mie un gropar la șpriț. E, pă, dracu, să înțepenesc dacă știam, mă. Dacă vreți să înțepeniți, țineți mâinile așa, că altfel nu o să putem să vă punem în coșug. Dar deocamdată nici nu v-ați răcit. Permiteți să văd câte grade aveți? Am destule, băi, ar mai duceți voi mie grijă câte grade am eu. Dar ai venit să-mi iei gradele. M-aș da higienă. Băi, să nu te mai văd. Ia uite la el, mă, pândea pe la uși să vadă cum să-mi iei mie gradele. E, lasă că să vedeți voi ce surpriză o să aveți. Mama voastră de tâlhari. Ne. Uite așa, gradele, uite. Arăte ție, pupăș. Cogoașe! A zburit să treci. Bă, dar repede ai mai venit. Ce făceai? Ascultai la ușă, hienă. Trece aici, popa, că te crăp. Trece aici. Ce făceai? Pândeai la ușă, ai? Nu, șef. Voiam să fiu eu primul care să vă jălească. Poți să încep? Unde nu știu, mă, Bernale, mă? Cui ne lași tu pe noi singure aici? Dar focul că te nebui. Doamne, dacă nu mă moară somniferile, sigur mă moară prostialul ăsta. Ia cutia asta și du-te și ascunde undeva în birou la comandant. Dar cine? Nu deschide, că mori! E clar. E o bombă, nu? M-am prins. Vreți să luați și pe domn comandant într-o excursie pe lumea elaltă, nu? Du-mă și nu mai comenta că te omor! Păi dacă mă omorâți, cine vă mai aduce flori la cimitir? Apropo, și vezi, când vii la cimitir, să vii cu urzici cu păpădii de-alea de 2 lei, că dacă nu te bântui de te găsește, dragi, auzi? Mai-ți cu cutia aia odată! Băi, chemați doctorul. Nu mai bine chemăm direct popa? A cine ai să chem popa când prăpăditul ăla de doctor mă omor cum trebuie? Zâmbește! N-am motiv, șeful. Vedeți că nu mai crăp odată. Zâmbește, mă, să-ți fac fotografia pentru certificatul de deces. A. Dar chiar așa, mă, tu nu mai crepe odată, mă? Că îi se acrește coliba lui iepuraș și o ține la mine în birou. Dar de ce, șeful? De ce, mă? Ca să nu halească ăștia. Băi, vezi că dacă se acrește și mi-mi pute birou, te omor! Lăsa, șeful, că așa aveți motiv să schimbați cu unul nou. Că la oricum e cam demodat. Serios? Băi, să știi că la asta nu m-am gândit. Gură, idiotule, că te crăpăt! Cum să schimbați birou, șeful? Mă scuzați, dar e păcat, șeful, că e mobilă stil aia. Vă spun eu că cunosc chestiile astea. E mobilă stil Ropopo. Sau Ludovic Spis. Mă rog, sau alte fotolii de-astea cu care mai mă cunosc eu. Hai, iure, e pe feleu din aia de 2 lei, mă. Bă, să știi că ar trebui schimbat. E că dacă vin banii de la NATO pentru mormântare, mă sigur rămânești pentru un birou. Băi, mormântare pe ieftin, nene, nu vă aruncați la cine știe ce... Șeful, ce ați făcut, mă, idiotră? Marș și căutați-mi pe Cogoașa că vă crăp! Marș! Cogoașa! Mă băgați în pământ! Ordonat, șeful! Ați murit, șeful? Tu vezi, ia cutia de birou de la comandant, că ăla vrea să arunce birou. Te iau și ascund-o în bibliotecă, mă. Genial, șeful. Dacă nu-l omoară explozia, măcar cade biblioteca peste el. Ce idee? Mă, lăgați, mă, că
câine și-a odată. Cu lumină și cu slavă în numele Tatălui și al Fiului. Da, că-am via mortul, Doamne, Doamne, minune, Doamne, am via mortul. Care mor, părinte, că ăla-i dincolo? Eu de-abia țipisem. Ia uite, am mai făcut fleașcă. Iartă-mă, fiule, dar am crezut că ești mort. Nu înțelegi, bre, că nu sunt eu mort, mortul e dincolo, hai cu mine să ți-l arăt. Hai să mergem. Părinte, dar ce? A, echipament ambulatoriu, fiule, pentru deplasări. Hai cu mine. Pace, părinte, pace. Vă rog. Cu lumină și cu slavă numele Tatălui și al Fiu... Ce-i asta? Mort fără lumânare! Părinte, nu i-am mai aprins lumânările, că mortul nu moare! E, cum nu moare? De ce nu moare? Își bate joc de noi? Vezi că eu n-am timp să stau după el până dă colțul, clar! Și s-a crește și coliva! Colivă! Ia-uzi, colivă, coșciug! Alo, ce faci, nene, aici? Păi oamenii ăștia s-au chinuit pentru tine! Ia, hai, repede, viteză spre locul ăla cu verdeață, că ne ții de-n treabă! Auzi, părinte, dacă ăsta tot n-a murit, nu vrei să vii matale 5 minute să însfințești și mie noul birou? Să mergem, fiule, să mergem. Cucoașă, sper că ai mutat cutiuța de... Da, șef. Muriți liniștit. Mai pune-i, fată, oglinjoara aia odată, să vedem dacă a murit sau nu. Dar lasă-mă naibii în pace, că ăsta n-a murit și iară mi-o aburește. Dar chiar așa, domn sergent, dați-vă puțin silința și dumneavoastră. Bă, ce-o fi așa de greu? Vă opriți inima și gata, hai! A, bine că ai murit, că dacă nu, muream și eu de foame. Auzi, părinte, ești sigur că biblioteca aia nu merge cu biroul cel nou? Crede-mă, fiule, că la amenajări interioare mă pricep mai bine ca la preoție, că sfințesc câte 3 vile pe zi. Păi dacă e așa, părinte, o schimb. Ia o bibliotecă din aia cu baldachin, cu... Lăsați-o pe aia, șeful, că e bărba așa cum e! Am via mortul! Doamne! Mai tași, popă, că n-am via nimic! Șeful! Ascultați-mă cum vă spun eu că e păcat. Aia sigur e mobilă stil. E de asta, e Pierre Catran, dacă vă spun. Bă, tu ai înnebunit? Tu nu mori de grijă a amenajărilor interioare, mă? Pune-mă capul jos acolo și închide ochii că te omor. Asta, bună idee, că dacă ne punem baza în el, nu mai scăpăm. Dar ce să fac, șeful, dacă nu pot să mor? Asta e. Te străduiești, sergent? Te străduiești? Păi ce, mă, te-am pus eu să zici că mori? Băi, vezi că banii de la NATO pentru mormântare s-au cheltuit deja. Așa că, mori, nu mori, eu trebuie să te îngrop ca să justific facturile. Apropo, părinte, nu sfințim și facturile? Fiule, crede-mă că e mare păcat să te îngrop de viu. Păi, băieți, haideți cu mine să mă ajutați să scot biblioteca. Părinte, matale, ocupă-te de morți. Ce se întâmplă, fiule? A venit momentul? Gogoașa! De-aia nu vrei să mori. Nu vrei să mori cu burta goală. Gogoașa! Băi, luați-l ăsta, o gogoașă, că nu mai scăpăm de el. Și mie vreo 3. Fiule, eu când sunt flămând, uit prohodul. M-ați auzit, fiii mei? Luați-l ăsta, o gogoașă, că nu mai scăpăm de el. M-ați chemat, șeful?
Gogoașe, da, marșadu imediat cutia din bibliotecă, că te găsește dracii. Da. Aici, șefu, băi, vreți să facă bum-bum? Păi tu ești în pila ca bum-bum face numai pocnitorile alea de la pops, mă. Dă-i drăbășeat cutia, că te calcă picioare. Da, să trăiți. Doamne, mă băgați în pământ. Pupă, să ești tâmpit, vrei să mă omor? Păi n-ați murit șeful! Păi n-am murit, firea ăla e dracu de pastile, că de proaste sunt, când le-am luat toate odată și uite, de 3 zile mă chinui și nimic. Corect, 3 zile, atât să ține mortul în casă. Dacă muriți sau nu muriți, noi să știți că oricum avem ordin să vă ducem la groapă. Asta este. Că vă împuțiți. Ia uite, bă, ce duhoare! Bă, pupăză, tu nu simți? Eu cred că ăsta a murit și-și bate joc de noi, făcând pe viu. Crezi tu că normal că put, bă, dacă stau de 3 zile cine spalat? Păi muriți odată, domn sergent, că oricum vă spală ea la autopsie frumos așa. Așa, gogoșică, puneți-i pe burta mea. Bravo, bă. Ce e acolo, bă? Ce e? E ceva. Ce? E o bombă aia, e o bombă! O bombă? Aaa, ca să se sinucidă mai repede! Bună idee! Bombă! Bombă! A murit de ce jeliți! A murit pe noi, mă! Bă, tu-ți bagi ochi de noi, mă! Vrei să se strige și coliva, mă? Nu se mai strică, șeful, că am mâncat o popă. Opa, 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 sănătate de funcțiune, că e mai bună decât toate, sănătate. Și e, mă? Vin! V-a zis că nu merge cu oliva fără șpriț. Mă rog. Părinte, slujba și gata. Părinte, pentru că te-am plătit, e cam puțin. Se cunună, robul Dumnezeu, se cunună! Opa, opa! Auzi, sergent, dacă nu mori, te strâng de gât cu mâinile mele, băi! Șeful, mai ușor că nu bombă în cutia asta! Unde, da? Că aici, în cutie, șeful! Doi nici o bombă, șeful, e gradele mele! Ce mama naibii? Gogoașe, cutia asta n-a fost cumva și pe la mine prin birou? Ba da, șeful, m-a pus domnul sergent să vă pun în birou ca să bubuiți! Bombă? Da, șef, aici, uite, să fără... Bombă! Bombă! Fugiți, bă! S-a deschis la bombă! Ce bine că nu mai aveam deloc. Opa! Sergent? Oleu, să nu-l fi omorât! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Ți-am zis, mă? Uite și tu ce-ai făcut! Acum l-ai pe conștiință! Oh, da, sigur că da! Păi deșteaptă, tu nu vezi că e circ? Acum vrea el să mă păcălească pe mine! Stai să-ți demonstrez! Ai văzut? Păcăleala de 1 aprilie! Emma! Oh! Tu mi-ai adus, ai venit să murim împreună, da, pentru dragostea noastră! Da! Să murim îndrăgostiți, ia-mă-n brațe! Hai, hai, hai! Adică vrei să spui că asta e adevărată? Ei. Da, e grânadă ce are! Bă, nebunii, mă, dă-mi drumul că nu vreau să mor! Păi n-ai zis tu că să murim împreună, amândoi!
Aia era păcăleala de 1 aprilie, acum păi dăm drumul. Păi și treaba e mata ta, că ne mai lasă de căsătorim. Mata ta, tu, da mă, ne lasă, că dăm drumul, dăm drumul. Nebunule, ce ești? Mă iubește. Nebunul, naibii. Bă, dacă nu-l omoară explozia, îl omor eu, mă! Și care ziceați că e mortul pentru care ne-a cerut bani de mormântare? Care vreți dintre ăștia șase, dar, sau mă rog, puteți să-i luați pe toți, că e la ofertă. Face parte toți din grupul morților care să bășică când nu-i faci decedați. Opa, 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 sănătate, sănătate. A murit mă de vea la o dată că... De unde? Păi da, dar înseamnă că am băut ceva dacă îl văd șase. Chemați doctorul că uitea replica. Bă, dacă tot am uitea replica, bă, să-i doar dreptul. Fiule, crede-mă că la amenajări interioare mă pricep mai bine ca la preoție. Că sfințesc câte trei zile pe... Câte trei zile pe vii. Pe vii. Pe vii, pe vii, trei zile pe zile, e bun. Că sfințesc câte trei cadre pe... Că sfințesc câte... Câte... Veniți, privighetoarea cântă. Ia uite, bă, ce duhoare! Hai, bă, popăză, ăsta e viu și eu-s mai prost ca el? Sau cum vine? Da, du-te tu în locul lui și vino tu încoace! Da! Dobitocul ăsta umflat de... Erai foarte stâmpitul. Și tu stați, vă uitați, mergeți după alaș, luați-l la... Lăsați-l șeful, că n-are ce să facă. Tot aici vine să-și cheltuie banii. Numai asta e de vină. Ce ai fă de-ai rămas așa? Ce-ai rămas însărcinată cu capul de la duș trece? Râdeți, voi râdeți! Bătăți-vă joc de mine cât mai puteți, da? De luna viitoare se schimbă placa. În genunchi o să veniți la mine. Șeful? A avansat-o comandantul și noi n-am aflat? Adică cum adică să schimbă placa în cuță? Zile și noi, dar suntem colegii tăi. Nu știi că mai glumim și noi, dar noi ținem la tine. Aha, ca sara în ochi. Eronat,
Ăla-i gogoașă. Hai, mă, Gagico. Uite, vezi? Ți-am zis, Gagico. Hai, zi-ne și nouă, ce-ai făcut? Ce-ai făcut la șeful? Ce-ai vorbit cu el? M-a chemat la el. Dar dă-te treașcă mai încolo, lasă fata să povestească și te bagi în sufletul ei. Așa, te-ai chemat la el. Și? Și m-a anunțat că începând de luna viitoare, eu... Vai, manco, dar ia uite câte scame ai pe tine. Lăsați că le adun eu. Lasă, care ce să le adune? Nu te mai... Pune-mă mâna și adune scamele după ea și voi. Masați-și voi la picioare, la mâini, să... Să simtă și ea bine, că ai extenuat-o discuția cu șeful. Și? Ce-ați pățit? N-a pățit nimic, ce să pățim? Păi văd că dintr-o dată v-a apucat așa grija pentru mine. Ți se pare, dragă, ție, n-ai fost tu atentă, n-ai avut ochi pentru noi să vezi grija noastră maternă față de tine. Zici, ce-ai vorbit cu șeful? Păi m-a anunțat că începând de luna viitoare, toate unitățile NATO care au un efectiv femei vor primi bani pentru îngrijirea acestora. O să mă marchez și o să mă demachez pe banii statului. Vă dați seama, lipoabsorții, coafor, manicură, pedicură, cutare, cutare. Și pentru toate o să plătească statul. Unde mă de aici, sigur ai înțeles greșit. Ia ta-și trașcă și mai dă-te de legea la o parte, repede, te bagi în suflet. Ei, cum ai auzit că e rost de bani, asta e de repede, că l-are pe ea s-o nebuniți, s-o sufocați. Ia zic, cam câți bani s-a locă de la buget pentru o treaba asta? Nu știu, șeful, dar am înțeles că cu cât sunt mai multe femei în unitate, cu atât mai mulți bani vor fi. Bă, tu te-ai tâmpit la cap? Cum să raportăm, mă, mai multe gagici când noi n-avem decât una singură în unitate? Și nici a... Hai, bre, că nu ne controlează nimeni. Și dacă ne controlează? Dacă ne controlează, rezolvăm noi cumva, de machiaj, de... Cum, mă, din machiaj? Foarte simplu, uitați așa. Ta-da! Ce-i asta? Colegele noastre. Vă pup, domnul colonel. Ceau, șeful. A? Ce părere aveți, domn colonel? Arată mai beton ca iepuraș. Și acum că sunt machiate rudimentar, că n-am avut fonduri. Dacă tu veni purcuie de bani de la NATO. Bă, voi nu sunteți sănătoși la cap? Nici să n-aud. Ai, șeful, că și așa e austeritate. Ne mai cârpim și noi soldele, mai una... Nici să n-aud! Bandame! Ordonă șeful! Colegii noi, șeful? Bună, păpușelelor! Ați văzut ce v-a zis? Nu se prinde nimeni! Vandame, dacă îți bag una în mec, l-ai grijă. Ai văzut, sergent? Nu-i nevoie să se prinde cineva. Se dau singur de gol. Lăsați, șeful, că dacă-i treabă serioasă, nu ne mai dăm de gol, se poate? Băi, am zis nu și nu rămâne. Vandame! Fugi imediat și completează raportul ăla pentru minister și acum îl trimiți. Până nu mai facă ăștia vreo tâmpenie. L-am trimis deja. Cum l-ai trimis? L-am trimis. Domn sergent mi l-a completat. Pe noi ne scuzați că facem pipi, știți, fetele au vezica mică și trebuie... Și ce-ai completat, sergent? Numărul de femei din compania noastră, care este... Și bănuiesc că ai trecut-o doar pe iepuraș. Și pe iepuraș. Aoleu, acum îmi dau seama, de-abia ce șef aveți dreptate. S-ar putea să fi comis o ilegalitate. Teo, amor! Ce s-a întâmplat, mă? Sărmănășițele, deci asta era, ați băgat pipiță în unitate, marfă ideea cu uniformele, a? Păsăricile! Uite, dacă mâncă băiatul are bani și poate să plătească tot. Gogoașă! Știm, dragă, că ai bani de când te aștepta? Părâți, fetele, părâți că are băiatul bani pentru amândouă! Arată-ne și nouă banii tăi! Mai întâi mi-arătați, băi,
ce sunteți în stare și după aia vă arăt eu. Și unde sunt banii și câți bani, a? Dar să știți că asta nu-i cu mine. Of, bine mă, Băgoașe, bine, dar hai, dă-le tu acum fetelor banii și după aia o să... Ce? Nu? Ce spui, mă, s-a întâlnit hoțul cu prost, adică eu să sar cu banul și tu să dai de-n fund? Nu! Fă tot cine sunt amândouă numai ale mele. Să trăiți, domnul apărat! Băi, Gogoașe, eu zic să ne dai banii acum, nouă, da? Că dacă vine domn sergent, te crapă ăla. Da. Ce-i cu părul ăsta blond pe tine, a? Scoate, scoate, că te crap! Vi dau, luați-vă blană. Poftiți. Asta, au, cât trebuia să aștept să-mi dai tu banii, bă, tâmpitului, ne-ai mai făcut să și transpirăm. Mă, înțeleg. E, mă, gata, domn sergent. L-am luat. Dar nu face. Hai. Și trebuie jumătărut să stai de șase la ușa, să intre cumva șeful. Că mi-ajunge un oi vânăt. Gogoașă, pentru că ai fugit, pentru că sunt nervos și pentru că sunt și lovit, să trepează cotizația. Luați cât vreți. Bă, tu-ți bagi joc de mine, mă? De unde-ți banii? De la dumneavoastră mână, domn sergent. Curat! Băi, am ajuns, bă, te-aia ta de joc, mă, sunt din banii, că te crăp, acum te crăp, te joc în picare, dă un flagel. V-am mai spus, sunt la dumneavoastră mână. I-am depus pe cartea de credit ca să nu vă mai tenteze să mi-i luați. www.nu-și-baga.ro. Bă, tu mă crezi prost pe mine, mă? Ia uite aici. Cum să intre, mă, în prăpădita asta de carte, de carton, de plastic fabricat, în ce măsa e? Te dai tășcărău de bani așa, adică eu zbou, mă? Zi unii banii, că te grab! Domn sergent, mă scuzați că vă întrerup, dar Gogoașe a pus banii la bancă și cu cartonașul ăla se duce și-i scoate de la un automat. Așa, mă, dar am vrut să te verific. Zi așa, mă, te-ai șmecherit? Să confiscă. La ce aparat trebuie să mă duc? Merge la ala de cafea după hol? Cred că da, șeful, dar vă trebuie parola. Corect, parola! Nu vă zic nici mort! Zi-mă că te nebunesc! www.nu-și-baga.ro. Jos corupție! Jos mafia! Sus patria! Zi-mă o dată parola aia că te nebunesc! www.nu-și-baga.ro. Nu zice, a? Ei, lasă că o aflăm noi. Chiorete, marcă-mă și tu ce faci. Gen! Ordonați! Vine-le de așa, mă! O, sărma fetelă! Urea! Am tăcut șeful. Ar trebui să te omori, idiotule! A, nu, iertați-l, domn comandant, că e chiar simpatic. Mi-a zis simpatic. Mersi, doamne. Duduiema, te rog, vrei să fii soția mea? Cu alea naibii de acolo, că nu de asta te-am chemat, idiotule. Păi iepurașul ar trebui să-i de nevastă. Dacă nu venea ea cu ideea genială cu cele două fete, eram morți. Cu fetele, ce idee, șeful? Cele două fete vor juca rolul celor două fete trecute de tine, raport, idiotule, până trece comisia aia, controlul de la minister. Ah. Dar cu o condiție, v-am zis, cei pe care îi înlocuim să meargă în locul nostru la facultate, să ne ia cursurile, da? Ai auzit, Mărlane, da? Am înțeles, șeful, nicio problemă. Gogoașe, Chiorete, ăștia, fugamași la mine toată lumea. Nu, sergent, n-ai înțeles. Tu trebuie să te duci să le iei cursurile. Ai înțeles? Că tu nu ai băgat în rahatul ăsta!
Tu și cu chiorete, că tot îi place lui să fie femeie. Da, eu n-am vrut, șeful, dar m-a obligat. Cu atât mai rău, fătălăule. Deci, să recapitulăm. Ce? Până trece inspecția de la minister, Duduia Ema va fi sergentul Mârlanu, iar Duduia Lori va fi caporalul Chiorete. Predați-le gradele și dați-le niște uniforme. Noi ce facem, șeful? Vă mutați în garsoniera lor și vă duceți la școală în locul lor. Aveți grijă că dacă ne faceți absențe sau ne lipsesc cursuri, eu vă dau la ziar. 40, 41, 42, 43. Cum e, fată? Adică cum este caporal? Mai au 20 de bucăți, domn sergent. În fetele lor, v-ați nebunit de tot? V-ați intrat prea tare în rol. Sunt tate purași. Spune-mi, are voie să mi se adreseze cu cuvintele astea? Cum să aibă voie, domn sergent? Este o insultă la adresa gradului dumneavoastră. E, atunci să mai bage 50. Hai mă, Ema, ce naiba? Ema, ești cu măta, caporal. Voi n-aveți pic de respect pentru gradele superioare, mă? Auzi? Avem să trăiți. Păi să aveți, mă, că vă calc în picioare, mă. Dau eu jos militaria din pod, vă distrug, mă. Executarea! Ești caporal, execută! Păi da! Da ce? Statisticile din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care registrează amploarea fenomenului, sunt identificatoare în acest sens. Astfel, de pildă, în toamna anului 1835, prin punctele Brăila, călărașii au trecut în Dobrogea în total 2412 ciobani. Nu mai pot, nu mai pot, domn sergent, vă rog eu frumos, nu mai îmi simt mâna asta, cred că o să-mi șicadă până la urmă. O levăra și scrie, Chiorete, că dacă le lași palea fără cursuri, ne dă la ziar. Dar mai scrie și dumneavoastră. Fost abandonate niciun singur moment. Ai nebunit, pe nu știi când am scris de medic, măi, ce vrei să scriu rețete? Dacă nu înțelege alea nimic, ajunge la ziar, vrei la ziar, spune. Să nu mai potrivim activității pastorale. Nu e problemă. Vreau, domn sergent, dar măcar vorbiți cu profa să citească mai rar. Bine, mă, că m-ai nebunit. Doamna profa, vă rog, dacă se bate un pic mai rar, colegul nu înțelege, se bate? Nu. Completează și manifestă. Dar și politică. Deci nu se poate, asta e scrie acolo. Exprimă conștiința națională și face mâna. Oleo. Oleo, ce m-a rupt. Da, pe mine, trașcă. Oh. Șeful, da, măcar merită. Câți bani ne dau ăia de la buget în plus pentru gagicile astea? O grămadă, gogoașe, sigur că merită. Păi aia de la buget în vârt miliarde, băi. Când completează un ordin de plată din reflex, trei câte 10 zerouri. Auzi, bă, dacă mă faci să visez degeaba, te rup. Dar la ce visați, domn caporal? La o bijuterie trașcă. Măcar o merită efortul, că am scris astăzi că tot neamul meu de la maimuță încoace. Merită, mă, stai liniștit. N-ai auzit că banii vine de la buget? Pe ăștia care lucrează cu bugetul face numai cifre de alea cu câte 8-9 zerouri. Și asta de reflex? Pe bugetele se discută numai miliarde, bă. Tu le-ai auzit și tu la televizor, n-ai văzut la știri? Wow! O să-mi văd și o visă cu ochi. Bă,
Vezi că eu mă duc până la Ema să văd cum s-a descurcat cu gradul. Mă înțelegi? Hai, tu pune mâna refătă cu mâna aia că vezi că mâine e o grămadă treabă, clar? Hai, am plecat. Domn sergent, bine că ați venit! Ne rupe nebuna, vă vrem înapoi! Care nebuna, mă? Ema! Bă, trufași pe iubita mea nebună! Și apropo, zi parola aia odată, că te găsește, dragii! www.nușpaga.ro. A, deci nu vrei să spui! Ce e aici, mă? O, să nu-l aduce Ema! Caporal, ce caute civilul ăsta aici? Ce aici, mă, Maidan, mă? Ce aici, mă? Sat fără câini? Știți, a venit să... Hai, mă, Ema, ce mai băiești tu chiar așa? Caporal, scoate-l afară, că altfel 1000 de flotări faci, mă, m-auzi? Da, să trăiți! Ieși afară, umflatule, că m-am săturat de flotări! Zi-mă parola, că te găsește, dragi! Vive, nu ștaga, pung, ro! Aoleu, ce dracu o face tâmpitul ăla? No, că dacă trebuie să scriu locul lui, îl omor. Hai, bă, odată, că era... Ce-ai făcut la mână? E luxată, domn sergent. Păi ești cântită, că altfel nu mă durea așa de tare. Nu mai pot să scriu. Păi cine? Eu? Ce... Dumneavoastră, că eu nu mai pot. Sunteți gata, da? Încep dictarea. Prezența mecanilor în Dobrogea nu trebuie înțeleasă numai prin prisma mecanii din țara Dobrogea și din Dobrogea au fost totodată negustori și au devenit și agricultori prin stabilitatea. Statisticile din prima jumătate a secolului al XIX-lea care registrează amploarea fenomenului sunt identificatoare în acest sens. Astfel, de pildă, în toamna anului 1835, prin punctele Brăila, călărași au trecut în Dobrogea în total 2412 ciobani cu 591.411.000 de oi. Dar nu mai putem, șeful, n-ai terminat! Da! Am zis gură, mă! Nu mai puteți, a? Dar să trimiteți hârtii tâmpite și să vă travestiți în femei, puteți, a? Eu v-am pus, mă? Spuneți-i lui idiotul ăla de Mârlanu! Nu mie mai că nu mai puteți! Păi degeaba îi spunem, domnul comandant. El acum este student, îi convine, nu mai are nicio problemă. Da. Nu mai putem, șefu! Nu mai putem! Să-mi sai ochii aceia pe jos, pe parchet, dacă vă mint. Păi nu m-a terminat pe mine fizic armata cum m-a terminat chestia asta cu scrisul, cu pixul, că mi-a dat drea cu mâinile. Acum zic, dacă tot s-a terminat cu inspecția nouă, iau gradele înapoi să fiu eu sergentul. Dar ce crezi că sunt prost, mă? Acum când am găsit un sergent adevărat, mă, o mână de fier, vrei să renunț la el, mă? Marci afară, mă! Sergent! Ordonați! Nu te fata, laule! Ah. Sergent, scapă-mă de ăștia, te rog. Ce-i, mă? Ce-i în biroul lui șeful, mă? Maidan? Gara de Nord, mă? Ha? Vă omor, mă, vă colc în picioare, mă! Ha? 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 Dom! 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 Au! 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 Rămâneți cu noi, revenim imediat. Da, lăsați, bă, că oricum ne umplem de bani. Vreo 200-300 de milioane, sigur prindem. Și dacă domnul colonel nu vrea să dea banul? N-are cum să nu dea banul, bă. Că numele noastre corespund cu numele gagicilor. Păi da, o să vină banii automat pe solda mea și a lui Chiurete. Plus că nu riscă șeful Dita mai scandalul cu presa, cu ziarele pentru niște amărâte de sute de milioane. Ia-ți dar anițele voastre lui Chiurete, cum v-am zis. Pentru ce, domn sergent?
Cum pentru ce? Să care sutele de milioane, mă, pe ștâmpii, cu ce le aduce? Săracul, apropo, cu mânuța aia lui scrântită, mă, putea să-i care? Ce faci, mă? Unde-i banii? Aici, șeful. Câte 100.000 de lei pe lună de gagică. Atâta a alocat minister? Mi-am mai și cheltuit toți banii pe machiajele alea tâmpite! De ce ne mai plătim noi tratamentul pentru luxație? Nu s-a început! Puteți să luați bani de pe cartea mea de credit! Faci tu asta pentru noi, gogoșică scumpă? Faci tu asta, dragule? Da, fac! Mulțumim, prietene! Un adevărat prieten, gogoază! Păi, hai mă, zi care-i parola, ca să știu! Păi, doamne, Sergent, v-am zis-o până acum de vreo 10 ori! Ați uitat? VVV nu-și paga pungră! Nu că a fost bună idee? Și de la mine? E blondă. Păsăricile, care e tacâmul? Că băiatul are bani și poate să plătească tot? O furculiță și un cuțit, prostule! Măcar ne-ai bașcheții! Care e tacâmul? Care e tacâmul? Cât e? A, cât e? Tariful! Cât e tariful? Care e? El? El pe centură? El pe centură le trebuie pe alea de cuțit și furculiță, mă înțelegi? Nu vă zic nici mort! Ții-mă parola! L-a convins din prima, nu? Bine, dacă nu mi-o zice, pot eu să-i șerg lui. O 100.000 de lei pe lună pentru fiecare gagică. Că atâta... atâta mă duce capul. Vreau să zic că atâta anexat.